Da, bună ziua, bun găsit. În prag de weekend discutăm despre o îndelenicire mai plăcută, care însă tinde să devină din ce în ce mai anevoiasă, și anume de turism. Turismul, cel puțin analizele și specialiștii îl dau ca pe un domeniu afectat grav de coronavirus. Între timp au venit și tot felul de recomandări de la Ministerul Turismului să nu călătorim, pe unde să nu călătorim și ce să facem în caz că am plătit deja călătoria asta pe care o plănuiam și ne vrem bănuții înapoi. Vorbim astăzi despre toate acestea cu Doru Brătulescu, operator cunoscut de turism în Buzău, director al unei agenții de turism cât se poate de cunoscute. Domnul Brătulescu a fost aviara gripa, cum îi ziceau politicienii noștri. Da. Au fost tot felul de flageluri. Dintre astea am scăpat. Se pare că acest coronavirus ne afectează cât se poate. Adică e cât se poate de real și se insinuează așa și printre viețile noastre indirect. Bună seara tuturor telespectatorilor și le doresc multă sănătate să treacă pe lângă gripa asta și bine v-am regăsit pe toți de la campus de aici. Problema care se pune și ceea ce spun este din punctul meu de vedere. Deci poate să fie luat în considerare, poate să nu fie luat. Manipularea a fost dintotdeauna cea mai mare armă de care s-a dispus fără foc și fără fum. Și întotdeauna a știut cum să se manipuleze și nu de acum. Chiar vorbeam în pauză cu tine de ce s-a întâmplat în secolul XVI la noi și în județul Buzău și de fapt în România și chiar pe Imperiul Turcesc. Și manipularea ce dă? Dă niște chestii urâte. Dă o divergență, nu numai între popoare, chiar înăuntru unui popor. Dă o chestiune care poate e cea mai gravă, panica. E suficient să aprinzi, sau să dau un exemplu, sau să strigi într-un avion foc și e clar că avionul ăla pleacă până jos de tot. E suficient într-o sală mare de cinema să aprinzi o batistă și am trecut în chestia asta când cineva a făcut treaba asta și au ieșit toți pe geamuri. Problema e dură, în sensul că ceva este la mijloc, dar raportat la o chestiune clară. Deci China cât are? 1.400.000 și vreo 30 de milioane, nu? E, globul cât are? 7,7. Deci o cincime și ceva din populația globului. Dar câți au murit în China? 170. Împărțim, că e regula de 3 simple, fiecare poate să o știe, și atunci dă un procent de 0, 1, 2, 3... Împărțim din FIB. Nu, 40, deci 0 urmați de 40 și 1 și ceva pe acolo. Deci cam atâți au murit în China. Și atunci pui problema, mă frate, care este minunea, de ce atâta propovăduire, de ce atâta, că nu-i propaganda asta. Și am asistat astăzi, fără să vreau, la o chestie, m-am dus în farmacie să iau, nu știu ce, trebuia să iau niște buline acolo, că pentru o colegă scosese o masă. Și în decurs de câteva minute care am stat acolo, vreo 4, 5, 6 inși au întrebat de măști, ca să le pună la gură. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, că masca aia nu oprește dacă ar fi microbul ăsta, virusul ăsta. Trece până el, clar, trebuie ceva cu filtru, un filtru probabil cu cărbune, cu ceva. Așa. Am ajuns în birou și am sunat la câteva farmacii. Mi-a zis o doamnă farmacistă că aseară avea 600, azi nu mai avea deloc dimineață la 11. Deci am pus întrebarea să văd și eu, băi, care e situația cu măștile astea? Deci sunt și domenii care profită de psihoza asta. Că aici e problema. Așa, pe urmă era un medicament, ceva care se termină cu flu, care costa altădată, eu știu, 8 lei, 12 lei, azi costa 80 de lei. De fapt, și toate treburile astea care sunt pe raft, cu, care nu sunt medicamente cu rețetă în spate, încep să lipsească și să vând în prostie. Ce mai e clar, chiar dacă în ultimii 10 ani, din ce am înțeles eu, s-a dublat venitul farmacilor, cred că acum va fi nenorocire cu banii încasați, pentru că în centru acolo, în centrul Buzăului, sunt cel puțin 20 ceva de farmacii.
Și referitor și la treaba asta cu virusul ăsta, la coadă să stă numai la farmacii, pompe funebre și probabil la plătitul impozitului. Apropo, astea sunt singurele cozi. Și îți dai seama, dacă ai stat la coadă la impozite, ca să nu stai 3, 4, 5 ore, zic, în luna ianuarie, te faci că vorbești la telefon, nu? Și spui, dușești de câteva ori. Domnule, noaptea am venit din China și trec și pe la tine o jumătate de oră. Și ești sigur că, dacă mai rămâne vreo casieră pe acolo, e sigur că plătești imediat. E, cam asta e problema. Deci manipularea este dură, dar efectul este altul. Și atunci trage o concluzie. Mă, ce se întâmplă? De ce? Acoperă ceva. Da, mulți zic că acoperă niște chestiuni care se întâmplă în America. Mulți zic că acoperă Brexit-ul care de mâine este în vigoare. Adică Anglia a ieșit deja. Așa. Mă uitam și pe circulația avioanelor. Și mă uitam pe circulația nu de aici, de la noi. Uitam la zborurile lungi, de exemplu, în Hong Kong, există zbor direct pe New York. Deci sunt vreo 2, 3, 4 curse sunt. Și pe unde o iau? O iau practic în partea dreaptă, adică ce înseamnă în dreapta, urcă spre Vancouver și o iau, adică tot timpul să aibă teritoriu. Mă uitam din Singapore. Sunt 4 zboruri pe New York, legături directe, o singură cursă are un stop tehnic la Frankfurt. Adică ce înseamnă stopul tehnic? Oprește avionul, probabil că mai sunt și pasageri care se dau jos și urcă, deci pasagerii care rămân nu se dau jos din avion și alimentează. Asta e toată chestiunea. Toate zborurile astea se fac cu Airbus A380, care are vreo 800 și ceva de pasageri. Dar astea care pleacă de la Singapore la New York și de la Hong Kong la New York n-au 800 și ceva de pasageri, dar avionul e același, au vreo 150 de locuri, toate pe business. Că se zboară de la Singapore, se zboară vreo 18 ore, de la Hong Kong pe partea asta, la altă dreaptă, pe la Bering, pe la Sâmbătoarea Bering, se zboară în jur de vreo 15 ore. Atunci pui problema așa, mă nene, sunt atâtea curse care fac legătura direct dintre Asia, nu? Și America. Sunt atâtea curse, nu mai vorbesc, să zicem că din Paris până la New York, sunt cam 27 de curse pe zi, zboruri directe, cu A380, ăla cu 850. Dacă din Paris sunt 27-28 de zboruri, curse directe, din Londra sunt 58 de curse directe pe Londra. Pe vremurile erau și cu Concorde. Așa, da, bine, a zburat și ăla. Am făcut și o chestiune vis-a-vis de Brexit-ul ăsta. Bă, cât zboară de la Londra la Bruxelles? Sunt 6 curse directe. Deci nu sunt ca de la noi, de la București la Bruxelles. Că chiar dacă fac parte din Parlamentul European, nu fac naveta ca ai noștri. Ai noștri fac naveta. Pleacă dimineața, e și Bluier, e și Vuizer, e și Tarom, e și Bruxelles. Ăștia mai fac naveta. Aia nu. Aia probabil că le ajung. Deci sunt niște chestiuni care trebuie gândite la modul general. Bun. Ce s-a întâmplat? Mă uit pe fenomen. Până la 1 februarie, zborurile pe Londra de la noi, că dau un exemplu vis-a-vis de împrăștierea asta, probabil și de plusarea aspectului virusul ăsta, coronavirus se numește. Da. Da? Și se plusează pe el. Deci se acopere ceva. Ce? Și atunci gândești pe undeva. Mă, ceva se întâmplă. Pentru că am spus procentul care este al Chinei. În China ce mor 170 poate pe minut, dar nu de gripa asta. Și spuneai tu de gripa aviară, de fenomenul gripa asta, știu eu, de care peste porcină. Mi-aduc aminte de bunica mea că la o săptămână sau două, cum erau atunci, când avea curtea plină de păsări, cărea cu târna păsările moarte la groapa de gunoi. Deci nu era nicio chestie și când tăia una la sfârșit de săptămână, vedea pe aia mai bolnavă, pe aia o tăia. Așa. Și atunci, fenomenul ăsta al medicamentelor care se plusează foarte greu, vin din urmă multe, că dimineața la farmaciile din centru nu era masca aia de cârpă care se pune la gură. Au început să aducă săcare. Chiar am văzut pe stradă azi și mă minunam așa un săcare. Pic. Săcare. În școală am înțeles că jumătate din copii au măștile alea, jumătate nu au. În condițiile în care masca aia nu face nimic.
Dar vezi, asta înseamnă exact ce spuneam eu ție, panica. Și panica asta este creativă de așa natură, cât este creată de așa natură încât să cam te termine la modul psihic. Apropo, de asta mă uitam, am văzut că și la italieni au descoperit pe cineva infestat cu acest virus. Evident, am căutat prin presa italiană pentru că avem mulți români acolo. Și calculau niște jurnaliști că închiderea asta, ba frontierelor la un moment dat, ba aeroporturilor, suspendarea activității, generează mai multe pagube decât virusul însuși, decât psihoza asta, decât epidemia asta până la urmă. Și estimau că H1N1 ăla a produs pagube tot la fel, excluzând victimele, eu știu, găini și păsări. Pagube colaterale de vreo 50 de miliarde de dolari. Păi aici e problema că, exact cum ți-a dat exemplu cu sala aia de cinema, când au izbunit toate, au sărit pe geamuri. Îți dai seama că unul a prins o batistă într-o sobă, ce a făcut pe acolo. Pe ce a implicat toată treaba aia? În primul rând, clar, încă o zugrăveală, încă o treabă, încă pus de geamuri, încă hai să vedem cum îi aducem înapoi tot pe ea. Adică sunt niște chestiuni care sunt implicații financiare, adică sunt cheltuieli. Și toată treaba asta, nu te gândi că, ți-am dat un exemplu, cineva câștigă de aici. Din orice și dintr-un război cineva câștigă, ăla care face tunuri, ăla care face puști. Adică trebuie să câștige cineva, clar. Și probabil de aia se și declanșează de multe ori. Că tot investim. Mă, stai puțin, dacă investesc în puști și nu știu cum ia foc, trebuie să fac ceva. Și atunci să mai pun și problema. Băi, hai să vedem care e situația cu acest virus. Dacă există sau a fost creat sau a venit de la Doamne. Că majoritatea se cam creează prin laboratoare. Cum a fost și cu ăsta SIDA, care s-a creat în laborator și tot așa. Adică ceea ce am spus, v-am zis că spun din partea mea. Și eu văd mișcarea care este pe glob, văd mișcarea care încă nu s-a întrerupt. Deci nu s-a întrerupt nicio cursă de avion, nu s-a întrerupt absolut nimic. Mă uitam, de-aia spuneam și m-am oprit vis-a-vis de efectul ăsta leșirii Angliei din Uniunea Europeană. Păi domnule, a fost o avalanșă pe bilete de avion pe Londra, pe Doncaster, unde sunt zboruri directe, pe Londra, pe Doncaster, pe Birmingham, pe Liverpool, și au fost curse pe Londra, cam 11 curse pe zi, 12 din România. N-a fost niciun bilet sub 200-300 de euro. Cum? Parcă 1 februarie era o barieră. Deci 200-300 de euro până la 1 februarie, după 1 februarie cădea la jumate. Dacă te duci mai încolo, eu știu, spre sfârșitul februarie, poți să iei bilet pe Londra cu 25-50 de euro. De ce? Toată lumea zice, domnule, să mă prind acolo. Bineînțeles, cel care, eu știu, poate așa i s-a spus sau poate așa a gândit că trebuie să-l prind acolo, că altfel îl dă afară de acolo. Nu îl dă nimeni afară, dar așa a gândit el. Singura chestie care poate, cred că poate să o pună, având în vedere că sunt acum ieșiți din Uniunea Europeană, cred că va interveni viza medicală. Asigurarea medicală. Că asigurarea medicală care o avem noi, deci nu, în Uniunea Europeană, asigurarea medicală nu este obligatorie, clar. Dar nefiind Uniunea Europeană, trebuie să ai o chestie medicală. Că dacă se întâmplă ceva pe acolo și te împiedici sau te doare o măsea și o scoți, dacă n-ai bani în buzunar, poți să vii acasă. E, cam asta ar fi problema de ce se întâmplă. Și problema care se întâmplă vis-a-vis de coronavirusul ăsta, acum chiar dacă răcești, tușești, te gâdi-l singur și strănuți, clar, ăla e. Te gândești ca individ, domnule, că ăla e, bă, frate, gata, ce mai, dacă vezi că ți-a tușit unul în față, ești în stare să-i dai și o palmă sau mai știu eu ce. Adică, numai e psihoza asta care a intervenit și care se propovăduiește, fac și-o ca altcineva, care se propagă și se propagă foarte bine. Exact cum asculti dimineața, că eu dimineața ascult și eu, acolo am un radio în baie, și ascult la un dat după ce mă bărbesc, fac duș și am impresia că toată România e bolnavă, pentru că toate
toată publicitatea care toate reclamele sunt la medicamente, clar. Medicamente. Da, să presupunem, de exemplu, că un român, sunt sigur că sunt și buzoieni care ați văzut o grămadă de bilete astea către China sau grupuri. Un român și-a luat în Wuhan, eu știu, s-a dus acolo să, abar n-am, la o tăiere de moți. Zic și eu, ori fi și creștini pe în China. Acum sunt recomandări stricte, clare, încă sunt la stadiul de recomandări. Probabil că va escala, da, de la recomandare, eu știu, habar n-am, Andrei, la directivă. Da. Domnule, mi-e frică să mă mai duc în Wuhan, unde este epidemia. Ce fac? Poate are vreo șansă să-și recupereze banii înapoi? Haideți să spun ce se întâmplă. În condițiile în care are, eu știu, o asigurare Storm, așa se numește asta, deci ia un pachet de servicii turistice, care cuprinde transport, cazare și mai știu ce, masă. În momentul când dacă am achitat tot, deci nu e vorba să achiți un simplu avans, deci trebuie achitat absolut tot, atunci cu factura aia și cu chitanța și cu programul efectiv, dar nu trebuie programul decât ție, deci cu factura și chitanța te duci la o societate de asigurări. Care există normal în România și în spate cine știe cine o fi, când trecăți după afară. Și te asiguri. Deci în bază la chitanța aia te asiguri. Asigurarea stornului e cam 2% din toată valoarea. E o sumă... Eu, care lucrez de atâta timp, zic eu de o grămadă de ani, n-am văzut, chiar dacă foarte mulți și-au făcut asigurări stornul, o rambursare a unei situații de acest gen. Am avut situație când o doamnă și-a rupt piciorul, efectiv, și n-a putut să plece și m-a rugat pe mine firma aia de asigurări, o firmă de, nu știu, probabil că fac un gest care nu trebuie, să anulez eu excursia, ca să anulez, să-i fixez altă dată, să poată să plece femeia, că dacă îi pune să-i repare piciorul. Și am zis, în condițiile astea nu mai avem ce discuta. Și am încheiat protocolul pe e-mail. Nu, ce, n-aveam niciun protocol cu ei. Am înțeles. Da. Și zic, nu mai avem ce discuta. Zic, era o chestie aberantă. Și am corespondența pe e-mail, dacă oricui pot să o dau. Și atunci de asta spun. Deci, în condițiile în care are o asigurare Storm și nu mai vrea să plece, că a venit gripa, nu știu care, se duce la societatea de asigurări. Dar societatea de asigurări pune niște probleme simple de tot în situația asta. Dom'le, care e efectul gripei? Exact ce am spus eu. De ce pleacă grupul? Vrei să pleci? Grupul pleacă, cu oricum pleacă, că la care a dat 1000, 2000, 3000 de euro sau cât o fi dat și care și puțin conștient că pe afară e vopsigardul, se duce, domne. Și atunci, ce motive ai să nu pleci? Păi, domne, a intervenit, eu știu, corona asta, virus. Și care e problema? Apropo, ați avut cazuri de buzoieni care să vină să vă întrebe, domnule, ce-i cu virusul ăsta din țări? Știu că mai erau, de ce întreb? Nu, și erau buzoieni care grup... plecau iarna, știu, ba prin Thailanda pleca la un moment dat, ba prin la Kuala Lumpur, mai știu că plecau, până Indonezia. Da. Știu că și în Coreea e acum s-a descoperit un caz de coronavirus. Domnule, să vă întrebe. Nu se poate să nu, să nu... Domnule, trebuie să aibă un motiv, unul care moare. Deci, hai să zic, am murit la Coreea și Coreea are o grămadă de... Coreea de Sud, să zic așa, nu are o grămadă de populație, dar are. Dar n-am auzit din niciun mort în India. Unde e jale cu igiena? Păi nu, că dacă ăștia au 1.430.000, ăștia cred că au 1.300.000 de locuitori indieni. N-am auzit niciunul din, eu știu, din Grecia. Am auzit acolo. Dar care e scopul Chinei? Aici se întâmplă ceva pentru ea. Nu trebuie să acopere cineva altceva? De ce trebuie neapărat să fi plecat de acolo? A zis cineva că a plecat de acolo? Cum? Deci cineva a spus probabil că a plecat de acolo, dar demonstrează. Demonstrează tehnic, științific. Așa că pot să spun și eu, da, domnule, a plecat din Indonezia, că au grămadă de insule pe acolo sau ce se întâmplă. Că au apărut și niște filmulețe cu ce mănâncă ea până, nu știu, până Indonezia, de la Liliș până la... Așa. Deci aici e problema. Deci, de-aia am zis, manipularea e groaznică și nu numai cu gripa, cu nu știu, e o manipulare totală care se face exact când trebuie ca să acopere anumite situații care sunt destul de urâte. Și turismul normal că o să fie dezavantajat. În ce sens? Nu că nu se face grupul ăla. Cei care erau tentați să se înscrie au început să sune, nu mai putem să mai amânăm un pic, că am banii dați în altă parte, că nu știu ce. Acolo scrie clar condiția, dacă sunt 20 să pleacă, dacă nu, nu.
și salut. Dar omul, aici e problema, dacă el vede că, băi, frate, cum o fi virusul ăla, o avea coarne, o avea coadă, o avea urechi, o avea timpani, adică face, îl vede sub toate formele, știi, de, așa, cum să mă duc eu acolo? Nu mai pune problema că dacă se duce în China, sau cum ai zis, în Orientul îndepărtat, îl pune problema și dacă se duce, eu știu, până la Paris, sau dacă se duce până în Madrid. Păi am văzut caz, da, în Italia, de exemplu, un vas cu 2000 de pasageri a stat în carantină câteva ore, n-a fost lăsat să andocheze. Da, stai puțin, stai să vezi și avioane și toate astea. Deci, chiar se creează o psihoză. Da. Și în condițiile în care nu ai o asigurare de asta, revin la treaba asta, și dacă îți dă asiguratorul, ceea ce nu cred, trebuie să știe foarte serios o problemă care, practic, sunt convins că nu se știe. Niciodată cazarea n-a constituit forță majoră. Absolut niciodată. Cazarea, vorbesc, pentru că la asta e camera ta, eu ți-o las. Nici dacă mori. Deci nu e forță majoră cazarea. Cu avionul mai piși la pace, îți mai dă taxe de aeroport dacă renunți cu niște zile de confort, că în momentul când e un bilet de avion ai văzut că e o căsuță acolo, termeni și condiții, ți-a atras-o, ce vrei. Și mai stai și întreabă, te asigur? Niciunul nu se asigură. Cum mă, tu îți mai dau eu 30 de euro? Nu mai dau, că biletul e 25 de euro sau 40 de euro, 100 de euro, cum să mai dau 30 de euro la asigură? Nu, domn. Aici sunt niște probleme și vorbim și de zborurile astea și de avioane, riscul cel mai mare este la companiile de low cost, care miros și miros cel mai bine, miros foarte bine tot, absolut. Și noi avem companii de low cost străine care operează pe teritoriul României sau care sunt cantonate aici, care au hangare aici și operează și la bani grei. În afară de chestia asta, și pot să mă pronunț, ei au un calcul separat al euro-lei. Deci niciodată nu o să țină cont de BNR, pentru că pentru ei nu interesează BNR-ul, de fapt nu interesează pe nimeni, când și acum noi nu știm ce înseamnă BNR, știm ce înseamnă băncile comerciale, care și alea sunt private și care stat, sau nu mai zic stat, administratorii puterii din țara noastră ne obligă pe noi să ne ducem bani acolo. Adică să le dăm de mâncare. De slabe șanse să ne, să zicem, să ne putem recupera ceva dacă am plătit. Dar trebuie un motiv temeinic. Ești bolnav de gripa aia? Nu. Și atunci care e problema? Da, păi le spunem pe care pe aia. Da, nu, dacă nu ești bolnav, pleci. Și dacă vii bolnav, mă dai, eu știu, ne judecăm, vedem care e treaba. Nu, ne dăm în judecată, vedem care e treaba. Dar de ce te-ai îmbolnăvit? Ai avut mască de aia cu filtrul de cărbune? Că n-am avut. Bun, dar de ce te-ai... Ai luat legătura cu vreo chinez? Știi mă, cum vorbesc, asiguratorii sunt cei mai... Cum la mașini, când vine ăla să constate, știe din stat că dacă îți subevaluează, are 8% din subevaluare. Așa că ce rost are? Și am și zici cu vis-a-vis de cască. Dacă ești prost, plătești. Dacă nu, du-te la cască. Ne întoarcem în direct în câteva minuțele cu un subiect mult mai plăcut, și anume cel care e constituit de vacanțele pe care ni le programăm în iarnă sau pentru iarnă, pentru luna ianuarie și februarie, atunci când se știe un sejur e mai ieftin decât în sezon. În câteva minute.